duminică, în două săptămâni, sunt programate alegerile pentru președinția Asociației Județene de Fotbal Alba. Pe 8 iunie, membrii AJF Alba sunt chemați la vot. Fost mare arbitru și actual șef al fotbalului județean, Sorin Corpodean, are în lupta pentru câștigarea alegerilor doi importanți contracandidați. Sorin Corpodean, actualul președinte al Asociației Județene de Fotbal Alba, și-a depus astăzi dosarul pentru un nou mandat. Miercuri, pe superba arenă sportivă din Galda de Jos, care a găzduit ziua fotbalului de bază, președintele AJF Alba a făcut această precizare. Avem termen până în 23, deci până vineri, mâine mai mult ca sigur îmi depun dosarul și alegerile vor fi în 8 iunie la ora 10, așa cum s-a stabilit în adunarea generală din martie. Fostul mare arbitru FIFA se află la cârma fotbalului județean de 15 ani, perioada în care s-a simțit o evidentă revigorare a sportului rece la nivel de juniori și seniori. Important este de precizat că la alegerile din acest an, Sorin Corpodean va avea o concurență serioasă în persoana vicepreședintelui AJF Alba, Augustin Damian, și a secretarului general al asociației, Iulian Nichimiș.